Domnul decan al barului Vrancea, voiam să vă întreb care este relația cu tribunalul și care este situația plăților din oficii în județul Vrancea. Pe data de 3 mai 2012, barul Vrancea a făcut o adresă către parchetul de pe lângă tribunalul Vrancea, prin care le s-a atras atenția că din luna august 2011 și până astăzi nu a achitat nici loc pentru oficiile care le-a prestat avocații atât în fază de cercetare cât și în fază de urmărire penală. După discuțiile care le-am avut cu dumnealor, pe data de 1 iunie am hotărât în cadrul Consiliului Baroul și Adunarea Generală Extraordinară ca să nu ne mai prezentăm la oficii niciun avocat la nici o fază de cercetare urmărire penală. Nici până astăzi nu am primit niciun fel de răspuns, în afară de faptul că atât parchetul, cât și parchetul din Curtea de Apel Galați spun că nu au fondurile necesare. Situația... Cât de mare este suma pe care o aveți de primit? Peste 30.000 de lei, peste 30-40.000, nu pot să vă spun exact, peste noi, 40.000 de lei noi. Situația s-a complicat pentru că după venirea la Vrancea a ministrului Justiției, domnul Curlățeanu, care a deschis nou tribunal, a fost întrebat și a spus, de altfel ca și în interviul făcut de astăzi, că s-a luat legătura cu Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor a spus că nu sunt de acord să modifice bugetul pe 2012. Asta în condițiile în care, în 2011, în trimestrul 4, Tribunalul Vrancea, cu aprobarea fostului ministru al Justiției și al Ministerului Finanțelor, au modificat și au ajuns într-o situație în care toate oficiile care au trebuit să le avocație de la tribunal și de la judecătorii au fost încasate în mod regulat. În momentul de față, situația s-a complicat și la tribunal și la judecătoria Vrancea, pentru că în bugetul pe anul 2012, pe trimestrul 2 și 3, și 4, nu mai au prevăzut nici un fond pentru oficii. Asta în condițiile în care personal am luat legătură atât cu președintele Tribunalului Vrancea, cât și cu președintele judecătorii de la Vrancea, am insistat după venirea domnului ministru Gorlățeanu să facă toate demersurile pentru ca să intrăm în normalitate. Iată că nu am intrat în normalitate pentru că nu s-a dat nici un leu nici la tribunal, nici la judecătorie, nici pentru la martie, nici pentru la aprilie și nici în continuare pentru că buget nu au. Ar fi putut, dacă domnul ministrul al Justiției ar fi intervenit la Ministerul Finanțelor, ca domnul ministru al Finanțelor să înțeleagă că o modificare a bugetului pe 2012 putea să soluționeze, să ia din trimestrul 3 și 4 să treacă în trimestrul 2 pentru ca să poată să achite oficiile restante. Situația, văd că și astăzi, noi am avut o discuție foarte, foarte laborează în ședința de Consiliu de ieri, în care am discutat că în cazul în care nu se va soluționa această problemă, congresul de azi, chiar am vorbit personal cu domnul președinte Florea, va trebui să ia o măsură categorică în care să se știe că avocații nu fac activitate din oficii fără să fie plătiți, pentru că deja nu este altceva decât pur și simplu avocații sunt ignorați. Pentru că munca care o face un avocat, în special în faza de cercetare urmăririi penale, nu este atât de simplă. Nu mai vorbesc de oficiile care se plătesc la niște sume extrem de infime, între 200, 300 și 400 de lei, și un avocat vine la 1 noaptea, la 2 noaptea chemat, la 3 dimineață, se duce la penitenciar, se duce la poliție și așa mai departe. Nu mai vorbesc că până ajunge dosarul în instanță, sunt foarte multe faze, foarte multe activități care se fac avocatul. Ori în condițiile în care această profesie de avocat nu este respectată așa cum ar fi normal, asta înseamnă că nu se cunoaște ce face un avocat. Eu am rămas puțin surprins astăzi față de ceea ce a vorbit atât domnul ministru al Justiției, cât și președintele CSM-ului, cât și restul, care au căutat să abordeze așa cât se poate de superficial
această activitate al oficiilor, în condițiile în care în Comunitatea Europeană această activitate este extrem de bine conturată și în care avocații care intră din oficii sunt extrem de respectați, nu numai prin ce fac, ci modul cum sunt plătiți. Pentru că problema se va pune și în continuare asupra cuantumului acestui onorar, care este, nu că este foarte mic, este infim pentru ceea ce face un avocat. Cred că de data aceasta actualul guvern este obligat să înțeleagă că această activitate nu poate să fie lăsată, pentru că orice proces trebuie să judece cu celeritate și unul din cei care participă direct și nemijlocit nu este decât cine? Avocatul, care trebuie să fie lângă cine? Lângă poliție, lângă parchet și lângă justiție. Asta este ce trebuie să vă spun. Iar astăzi, în Congres, va trebui să hotărască, să se dea o soluție pentru ce se întâmplă în viitor. În ce mă privește, cât o să fiu decan la Vrancea, nu voi accepta niciun fel de compromis cu niciun ministru al justiției. În ceea ce privesc măsurile de reformă pe care le dezbate acum... Da. Congresul. Una din măsurile care s-au discutat ieri în ședința de Consiliu este vorba de statutul casei de sănătate. Aduce niște îmbunătățiri extrem de clare, pragmatice, care sunt în beneficiul tuturor avocaților din țară, și una din problemele care s-a discutat foarte mult este problema ca filialele și sucursalele care ar fi dorit să fie duse la Comisia Centrală s-a hotărât să rămână ca și până acum independente, să fie la subordonate baroului și să nu aibă nici legătură cu Casa Centrală, decât evident numai fondul care trebuie să revărsăm pentru fondul de rezervă, care este normal să întâmple această treabă. Ce trebuie să se reține, ceea ce este foarte important, când ce mă privește, nu am să fiu niciodată de acord cu acele barouri, adică acele case de sănătate, care au făcut anumite activități și au plătit anumiți bani fără să existe un studiu, așa, și care a dus ca să intre anumite barouri, ca să sunt în faliment, și eu nu sunt de acord că eu, care fac un management corect în care avocații să poată să beneficieze atât de pensie cât și de sănătate, ca ei să mă duc să-i dau bani pentru prostiile care le fac lor. Deci ăștia trebuie să plătească și n-au ce căuta, nu numai în aceste probleme, ci nici în profesie de avocat. Asta este ce trebuie să vă spun. Orice ce s-a întâmplat ieri în această Consiliu a fost un lucru foarte bun. Președintele Florea am dat în totalitate de altfel șaz, așa cum ați observat că a prezentat o sinteză, ce am discutat ieri, nu face altceva decât să stabilească anumite articole și anumite norme, că nu face decât bine că atât fondurile de pensie cât și de sănătate să fie atât bine gestionate de cei de la filiale cât și de cei la Casa Centrală de Sănătate. Asta ce trebuie să vă spun dumneavoastră. În ceea ce privește piața avocațială din Vrancea, cum a evoluat ea de-a lungul timpului? Da. Ce se întâmplă? Este un lucru care trebuie să-l recunoaștem. Adevărul este că criza economică a influențat foarte mult și profesia de avocat. Și că, sigur, cererile care se fac în mod de față, mă refer pentru această profesie, sunt mult mai puține. Asta este una. Însă, un lucru care îl spun cu foarte mare sinceritate și o spun în cunoștință de cauză, au fost o perioadă când s-a intrat în avocatură în niște condiții pentru mine suspicioase. Motiv pentru care sunt unii din avocați care, sub aspectul pregătirii profesionale, lasă foarte mult de dorit. Și asta nu face altceva decât să aducă un prejudiciu profesiei de avocat, și nu numai a celor care sunt și serioși și bine pregătiți, numai că, din păcate, de data asta sunt mai puțini decât sunt cei care nu vor să înțeleagă acest lucru. Se poate vorbi de specializare pe piața avocațială din Vrancea? Da, sigur că da, pentru că sunt avocați care intră în domenii ăsta comerciale, civil-comerciale, și alții în penal. Sau, doar la nivelul acesta, nu se merge mai departe pe zona de consultanță, de business? Ba da, sigur că da, pentru că sunt și case de avocatură, sunt și barouri, sunt mai multe sisteme de organizare, dar asta depinde foarte mult, nu de modul de organizare
așa și de statut, ci depinde exact de cel care exercită această profesie. Și să rețineți următorul lucru. Eu am pus odată în situație în care m-a căutat cineva, în viața mea l-am văzut și m-a întrebat de unde mă cunoști. Și v-am auzit în 3 săli și asta v-am luat ca avocat. Am rămas surprins, cu toate că sunt de ani de zile în Vrancea. De-am rămas surprins. Și asta ce mi-a demonstrat? Mi-a demonstrat că și oamenii au înțeles că nu poți să ia pe oricine când vede că se duce la avocat și în loc să-l apere, îl acuză. Că să-i se mai la adevăr. Când nu știi ce să faci, ai 2 șanse. Ori spui prostie, ori mai bine taci.